Am fost la Golești, la masă. N-a fost ca aici. Lume puțină, doamnele, fără pretenții. Arăpilă ce mai face? Se întoarce curând de la Paris. Și Bălcescu? Tânjește. Cam bolnav de când l-au închis. Omul se umple de noroi. Și e greu trupului să-l spele, să-l parfumeze. Moartea îl îngheață, îl împute și viermi-l rod. Rod! Mai lasă, părinte, și dumneata, că totuși e bine pe pământ. Ce mai face tatăl tău? Cum îl știi, bolnav, nu mai duce mult. Bolește în culat de la Gâltofani. Și cu faraonul cum mai merge? Pierd ca de obicei. Moartea s-a dat pe după voia ei. E? Mai mor oameni. Ei, ce-i face? Cu toții de moarte bolnăvici ca să vor muri. Nu credă mult umani. Să nu se zic. Ai dreptate. Știi unde se vede pui, da? Desigur. Adre vorbim, capitane baron, ce crezi că avem vreo șansă? Eu văzui focul, singurătatea, tăcerea. Și toate astea am de dur o durere vagă, dar n-am renunțat la ideal. Murire purta în ilia vechi călcășos la azi și în ea. Cred în cauza revoluțiunii. Dumneata nu? Știi că sunt fiul lui Stroie Credișteanu doar. Numai că tatăl meu va duce în mormânt cu el secretul pe care îl poartă. Ce vrei să spui? Bijuteriile pe care le strângem azi vor fi o mică parte din întreaga comoară a nației pe care cei care au scăpat de o sândă le-au ascuns undeva într-o întâmpinare a vremurilor ce vor veni. Despre asta nu se vorbește, e periculos. Înălțimea sa, prefectul! Ți-am spus eu? Ochii și urechile, agăi, vilara, vântul e peste tot. Am plecat, n-am chef să-l văd. Vă aștept în fumoar după ce pleacă Aga. Je l'envie de le fiche de la. Nu m-ați invitat, dar eu tot am venit pentru că vă iubesc. Cerbe de trandafir sau vindec eu? Cine iubește nu ține seama de piedici. Uite-o, vulpea după vânător. Se ține bine încă. E dracu, cam o filică. Da, trăsura, trăsură, moșia, moșie. Va mai vorbește gura lumii că o să-i facă teatru pe numele ei. Că nu mai ajunge ce are. Pe la ea cum e înveșmântată. Plină de picanterie, parcă-i zinca faraonoaica. Trage pică ca bărbații. Fele de suțe nu mai mai dragi subții și colții. Ai sta să te uiți în gata stifele ei. Asta are adverectu, mănăstire. Cum ai călătorit? Bine. Sper că ai venit cu noroc. Până acum, în privința câștigului, am simțit un oarecare sec. Ai văzut-o și pe Hermiona Saki? Da, am văzut-o. Și cum era la Veneția? Dăm ceva de băut.
Veneția e zidită de amor, iar Hermiona clădită și ea pentru Veneția. Deși cum știe o lume întreagă, e cam hermafrodită. Dacă te-ar vedea bătrânele bărbi, mi-ar cere să nu te mai primesc în salon. Puțin îmi pasă mie de trânjilor. În Engliterea femeile se gale cu bărbații, ca să mai vorbim de Francia. Ce s-a se stabile? Fraților, momentul cel mare se apropie. Cu ceea ce am moștenit și cu ceea ce am strâns, vom avea suma cu care vom putea cumpăra armele. Frații noștri mai mari au ieșit din Ogne și se află pe la mănăstiri, de unde putem strânge mai ușor. Exilații vin și ei pe drumuri ascunse. Nu mai lipsește decât un semnal al fratelui Băcescu. Avem toată țara și mormintele. Cu cât am vorbit de societate, mă fac să tremur de izbândă. Există o exaltare momentală de care trebuie să ne folosim. În clasele de sus, bate un mare frig. Și ce mai așteptăm? Așteptăm signalul și armele. Până atunci trebuie să păstrăm secretul. Niciun cuvânt. Mare-i grijă la oamenii noi, altfel ne costă capul. Unde și când vom primi armele? Amorul nostru sublim de patrie trebuie deocamdată liniștit. O să aveți ce vă trebuie când trebuie. Nu suntem cam puțini? Nu suntem deloc puțini. În afara boievrașilor sunt căuzașii, brezlele, dascălii și optele țărănești. Toți abia așteaptă scânteia care să prindă focul. Aseară am fost la lojă. Ați jucat magnific. Până și astăzi simt crisisul boalei ce m-a cuprins văzându-vă. Din nefericire, parterul nu simțea. Ceilalți tineri râdeau și spuneau bomouri de-ale lor, depravați. Sunt obișnuită. Lumea vine la teatru ca să se privească, nu să se uite la artiști. Alaltă seară, am fost într-o mahala unde niște tineri făcură un teatru român. Era frumoasă priveliștea. La sfârșit, unul dintre ei a citit un manifest al lui Lamartine. Sublim. Și dumneata te ocupi de lucruri din astea? Dar cum nu? Am avut un închetărist. Auc eu zbârnirea ideilor celor noi. Bravo! Da. Bonsoir! Dar voi ce faceți aici? Toată lumea bea, se distrează, mănâncă sarailie și... Voi tot buni? Tot sublimi? De seară, în vorbire, în glume. Cum e pe la Veneția? Mi se pare că de-abia ai sosit. Lumea petrece. Noi mergem să dansăm. Ar fi vremea să începem să lucrăm asupra mâncării. Da, păi, dacă voi vă duceți la masă, noi n-avem altceva de făcut decât să dansăm. Agata, ce-ai zice de un contradans? Numai să te țină curelele? Scuze, mă întorc numai decât. Treburile nu mă lasă. În iubire, câinele este domnul omului. Ce vorbe sunt astea? Capitane, trebuie găsit un mijloc să-l încolți pe Aga Villara și să-i punem capăt vieții. Alaltă ori eu ce sunt temniță pe fratele Turnavitu, pe Iveașcu și Dumitrache. Cât privește tratativele pentru cumpărarea armelor, ele au fost duse la bun sfârșit. Bancherul Burhard de la Sibiu așteaptă pe trimisul nostru. Cine este acest trimis? Nu are nume. I se spune Trandafirul Galben. Semnul de recunoaștere e jumătate din scrisoarea lui Tudor adresată boierului Străie Grădișteanu. În 10 zile trebuie să ajungeți în țara Loviștei, la gatierul lui Schulz. Ții minte? Am înțeles. Îi dăm odoarele acestui om cu numele de Trandafirul Galben. De rest se ocupă frăția. Vă va spune parola și o să vă dea jumătatea lui de scrisoare. Mai greu va fi cu scoaterea sculelor din țară. Sunt multe? Destule, plus cea mai strâns. Sper că va ține gura să nu știe nimeni de treaba asta. Bancherul Burhard își joacă pielea și el. Parcă nu cunoști ce e în sufletul meu. Ce să fie, desprânările Afroditei. Nu mă las până nu aflu mulțumirea răsfățurilor tale. Dumbrava cea feorisită e altul. Bărbații sunt plini de secrete. N-aș sta pe cruce cu tine. Eu aș sta că sunt de bătrân.
Mă gândeam să vin și eu odată la sală la Bosse să te văz. Foarte bine. Sâmbătă deschidem cu piesa Hamlet. Era vorba să vină și Vodă, dar a plecat la vânătoare cu consul austriac și rusesc. În schimb vine Aga Vilara. Ce spui? Tot așa de bine vă aveți presiunea cavalerilor care îți dau col? De ce nu? Unde-i putere, acolo-s desfătări, acolo și banii. Boier dumneavoastră, voia vă face un anunț înainte de a pleca. Spre semn de mulțumire pentru buna primire, cer îngăduința de a depune și eu în tavă acestui bătrân nevinovat o mică bijuterie pe care o am de la mama mea și pe care vă rog să o adăugați la colecta dumneavoastră. Atâta doar că vă povățuiesc să nu-i dați o întrebuințare primejdioasă pentru viața și libertatea dumneavoastră. Vod are brațul lung și nu glumește. Copilului când nu face nebunii, îi dai cofetă. Ai putea să-mi spui și mie unde-i ascuns culele de aur? M-ai îmbătat tu când am ajuns la culă. Și numai dumneata știi ce ai făcut cu ele. Ai jurat că dacă te mai dogești, îmi spui ca unui martor ce-am fost unde le ții. Nu-i păcat de Dumnezeu să te duci să lasă să prăpădească atâta avere? Că doar suntem jurați. Crezi că mă lasă cel de sus? E? Și mila lui Dumnezeu are și ea o margine. Ui, știi ceva? Păcatele mele, ce să știu? Știu că dacă mori, banii și odoarele cu scătulce de aur or să rămână ale lui nimeni. Fangule, ăștia sunt banii lui Tudor. Cum o să fie a lui nimeni? Ei trebuie dați în mâini credincioase. Dacă i-o găsi careva, pe dumneata vrei să te îngropi cu ei cu tot. Ce cu moroiul ăla de nu mai vine? Aici, capitane! Te duci cu letera la fiul meu la București. Am plecat. Știi unde îl găsești? Uite acum. A plecat. Suntem singuri. Știi ce m-am gândit eu? Că mi-ai fost credincios și m-ai ținut cu zile cum m-ai putut și tu. Uite, e mai bine așa. Să-ți mărturisesc unde am ascuns culele. Thank you.
exista sau a nu exista. Iată chestiunea. Ce trebuie dar să admirăm? Resignațiunea care primește cercând, fortuna ultragioasă sau forța ce se luptă pe o mare înfuriată și cere pace de la tempeste? O inimă curajoasă trebuie oare să sufere de izbirile fatale ale crudei soarte sau să se întrarmeze contra unui deluviu de dureri? Ce să vă servim, înălțimea voastră? Un rachiu de anason. Cu flori albe împodobit și la groapă plâns l-au dus și cu lacrimi l-au stropit. Ce-i cu tine, gingașe principesă? Bogdan Proste, știai că Buhna-i fată de Pitar? Noi știm ce suntem în firea noastră, dar nu știm ce putem ajunge. Atotputinte, noi nu știm ce putem ajunge. Să vină Carâta. Noapte bună, boieri dumneavoastră. Mulțumesc pentru bunele voastre sfaturi. Noapte bună. Noapte bună. Dați-mi apă să facem memoria să... Pune calul, e o crosnă de fân sub bot. Nu ținem să te cafinionul, han de postă. De deștea, țineți? Cum să nu-n alțimea ta se poate? Fug repede la hanul galben și vă duc o crosnă de fân. Până atunci mai lasă-l în ason. Ei, Selim, întoarce trăsura că ne grăbim, ne așteaptă Maria sa. În numele Revoluției ești condamnat la moarte! Ah!
Cine e? Moroiu, omul boierului Struie Gredișteanu. Ce-i cu tine? Umbli noaptea ca huhurezul? Da. Dar parcă n-ai fi singur. Sunt cu niște prieteni de-a boierului. Unul e rănit. A căzut din cu trăsuri. Nu vă mai uitați, că și boier Stroie l-a lăsat pe feciorul ăsta lui să-și facă de cap. Azi dimineața au venit portăriei și au luat și ultimile lucruri din casă. Că nu se mai astâmpără domnișorul cu jocul de faraon. Face ce face și fuge de bate carticica. Cine-i? Moroiu, vin la boier Stroie cu un răvaș. Intră. Nu sunt singur, mai sunt cu cineva. Intrați cu toții, că tot aia e. Ce-i, Moroiule? Boierul nu se simte bine. L-am lăsat în pat. Și pe mâna lui Fangu. Tare nu mi-a plăcut ochii lui. Ah. Dar ce-ai pățit, capitane? Că doar nu a fi început revoluțiunea. Ba, a început. În 10 zile trebuie să fim cu scurele și odoarele în țara Loviștei. Boier Stroie, tatăl tău, știe ceva? Cred că de asta m-a chemat. Moroiule, am niște doftori într-un dulap dincolo. Palea le-a uitat. Adu-le încoace să vedem ce putem face. S-a luat careva după voi? Nu. Am pus jos vreo patru și le-a trecut cheful. Unul mai debace a zdrobit umărul capitanului. Dar ce s-a întâmplat? Capitanul Baron ce l-a împușcat pe agă. Când nu l-a fi omorât? Încă nu știm. Am tras amândoi în el. Asta nu e bine. Dacă l-ați omorât, o să pui vodă poterile pe urmele noastre. Arde. Dar nea lui cine e? Mă cheamă Mărgelatul. E o rudă de-a mea. Și ce căuta la un asemenea zaiafet? De. Sta și el la Han să dea una nasol. Când am văzut că e groasă, i-am luat pe cai pe amândoi. Altfel îi prindea oamenii prefectul. Ne-ar trebui un doctor, dar de unde dracu să-l scoatem? Adu șervetele alea curate de dincolo. Mergeți în prima cameră, o să dormiți și voi cum îți putea. Sunt niște pătrâni pe podele. Mâine seara trebuie să plecăm, orice s-ar întâmpla. Principele vă așteaptă sus. Dar ce aveți? Sunteți rănit? Poftiți. Ce-i cu domnia ta? Ești rănit? Nimic grav. Tot frăția într-o dreptate? Tot ei. Capitanul Baronce. El a tras în mine. Cheamă pe doctorul taverniere, bine. Spuneai că ai scoade, că ai dat o urmă. Nu mă las până nu-i prind. Și de fapt, de ce au vrut să te ucidă? Pentru omorarea celor trei căuzași. Răspuns de viața lui ca de viața mea. Rana e superficială. Nu va fi nimic. Trece. Sper că oamenii dumitale vor pune mâna pe atentator. Sunt sigur. Poate era pe urmele lor. Ceea ce mă neliniștește e că pe unul din ei nu l-am recunoscut. Au tras din două părți. Oare cine să fie? Ori fi creditori, ori fi venit iar cu popririle. Uite-te pe fereastră dacă să-i nu deschizi. Câte ceasuri ori fi? Cred că 11. Ah, nu sunt ei.
Nu voi să nimic. A venit Conopana. Deschide de grabă. Ce e cu tine? Nimic, nimic, Fosmo. Vrei să ne lași puțin singuri? Cât timp îți trebuie ca să împachetezi? Ce-ți veni? Ți-am promis odată că o să-ți cumpăr un teatru care să fie numai al tău și că o să scapi de creditori. Nu vrei să spui că ai găsit un banchier să te crediteze? Mai mult, bancherul este un foarte apropiat om. Nu vrei să vorbești să înțeleg și eu? Nu e vreme, uite cum facem. Vin la noapte să te iau fără multe bagaje. Lasă pe cineva aici dacă rămân locuri încurcate. Tot fug, ce rost mai are? Bine, atunci închide ușile de seară, nu mai aprinde lumânările. Așteaptă semnul meu. Mi se spune că frăția ar fi găsit un banchier. Că domnișorul Pana, cel care pierde la faraon mai mult decât câștigă, ar ști ceva despre oastea lui Tudor. Ori despre niște odoare bisericești. Că am să pierd ca un câine, fiindcă voi aflați ce e din urmă. Despre toate astea nu știi chiar nimic? Nu. Bine. Dar lista cauzașilor cu locul unde pot fi găsiți. La cine s-o cer? Mi-a dai tu sau? Cum să nu? Numai să dați ordin și vii adună îndată pe toți. Bine. Măria ta. Să intre. Du-te la agie și așteptăm acolo. Am puțină treabă. Aș vrea să... Ce-i cu tine aici? De unde vii, străine? Din lumea mare. Ai fost ofițer? Pare cum. Ciudat, om. Nu cumva o-i fi și tu urmărit de poteră? Da, cum? Ocnaș la telegă. Pentru care fapte? Să zicem o muiere. Și pe noi de ce ne-ai scos din beleaua în care intraseră? M-a adus Moroiu. Ne cunoaștem de multă vreme. Ce spui? Fraților, toate barierele sunt păzite de Arneus. Nu știu cum o să ieșim de aici. Vă caută peste tot. N-ar trebui să ne vadă împreună. Pe mine încă nu mă bănuiesc. Eu zic să o luați înainte, să-l adăpostiți undeva pe capitanul baron și noi să ne vedem mai târziu, că se mai liniștesc lucrurile. Nu! De acum suntem legați, nu ne mai putem despărți. Moroiule, zici că Boier Stroie nu mai avea mult până să-și dea sufletul. Da, nu știu dacă îl mai găsim în viață. Cel mai tare mă tem de Fancu. Ochii lui turbas nu mă lasă să dorm noaptea. Atunci ar trebui să ne grăbim. Ascundeți-vă! Ce e cu tine? Abia am scăpat. Oamenii Aghedilaru au venit să mă arestuiască. Cum așa? Cred că m-au văzut întâlnit cu capitanul Baroncea, în casa lui Iancu, unchiul tău. Are dreptate. Chiar așa a fost. Nu mai avem timp de pierdut. În orice moment ne putem trezi cu poterea la ușă. Și cum ieșim din oraș? Bună seara, doamnă. După câte am înțeles, ați venit cu o trăsură. Nu e așa? Dar tu cine mai ești? Mă cheamă Mărgelatu. Domnilor, cred că am găsit ceva. Careta vă așteaptă. Opriți! Opriți! Oprește-mă, n-auzi? Ce-i ostaș? Încotro. Nu se vede, mă duc la moșie cu prietenii. Dar de dimineață o luam ăștia. Asta nu-i cu coana aia care joacă la sala Boza? Slătineanu Agata, zisă Filomela. Chiar ea! Să vii mâine seara să-ți dau o leteră de favor. Dar să nu vii singur. Dar cu cine? Luați-mă și vă, te-am ghisit tu, ce drept. Că nu să încercați. Să-mi dă-le drumul. Urcă, urcă! Urcă, urcă! Urcă, bine ați venit. Bună seara. Poftiți. Seara. Seara.
Poftiți, poftiți. Mi-ar trebui 3 odăi. Într-una o să stau eu cu nevasta, celelalte 2 pentru invitații noștri. Când plecați? Mâine dimineață, în zori. Dă fâncailor din seara asta și bagă niște chitobani să de ors. Plătesc. Și ceva mâncare pentru dumneavoastră? Păi rupe-ne un miel repede și frigel. Poate ne faci o potroacă până ne mai tragem sufletul, că venim de departe și avem gurile pline de praf. Mai că mi-ar trebui și 2 saci cu pâine. Că mergem la niște pârliți de călugări care postez toată ziua. Am înțeles. Ce ai înțeles, dobitocule? Te întreb pentru ultima oară. Cine a trecut azi noapte pe aici? Păi poștalionul de dimineață o să cace cara apă la cărămidăriile din Țigănești, negustorii de postav cu hârtie de la dumneavoastră, logofătul Costace care pleca în străinătate la Giurgiu și Coana Slătinean, caia de la Comedii. Că eu nici nu o cunoșteam, dar o știe asta Vumvulea, că el se duce de se zgâște la Panorama. Ea era măria ta. Și era singură? Da, de unde? Cu Conu Pană Grădișteanu și cu vreo câțiva prieteni de-ai dumnealui. Beț Cuc. Cam câți erau? Păi nu i-am numărat, dar vreo 5 tot erau. Drumul ăsta mai duce în vreo parte? Nu. Hai! Îi găsiți la hal, la moara boarilor! Don, don, cu toții. Dar ăsta cine mai fi? Auzi ce nume mărgelatul. A venit cu surzul mănoiu și baroce. O învântură lume. Se descurcă bine. Ce faci de scânț? Da, de unde? Am copilărit în graj cu ei. Le cunosc graiul mai bine decât pe-al tău. Leagă cățeaua care au apucat zorile și ne prindă ăștia aici. Hai! Acolo. Dacă îi prindeți, să mă înapăiați caii! Priviți! Crezi că ei sunt? Ei sunt. Câte ceasuri avem înaintea lor? Nu mai mult de 6 ceasuri. Puțin, foarte puțin. Cum facem, capitane? Trebuie să ne despărțim. Tu du-te cu moroiul la culă la Gâltofan în grabă. Luați scurile și odoarele. Ascundeți-le undeva până trece urgia. Sau aduceți-le cu voi, dacă puteți. Nu ai nici scai fin ceva într-un sat mai dosit? Ba da, la ogrezile. Atunci, uite cum facem, capitane. Îl iei pe Sturzu și pe ăsta și nu intrați în sat decât când se lasă noaptea. Să nu vă vadă careva. Sturzule, tu știi pe nașul Filipache de la ogrezile? Cum să nu? Eu sosesc mâine pe seară cu sculele și odoarele și de acolo vom vedea noi ce mai de făcut. Vin cu moroiul și cu Fancu, ce zici? Hai! Nu era mai bine să fi mers la oaltă? Dar caută mi spoterea înainte la Gâltofan. Abar n-au ei de culă. Dacă e să mă caute, mă caută la Grădiștea, la Morunglav, nu la Gâltofan. Cum vrei, domnia ta. Și zici că boierul sta cu focurile aprinse cât era de cald? Sta. Nu știi ce are? Nu știu, dar trebuia să cheme un doctor. Nu se lase că mâna lui Fancu ăla. Mie privirea lui nu mi-a plăcut niciodată. Ce vrei să spui? Vreau să spun că boala boierului e cu cântec. Ce are calul? Șchioapătă? Nu șchioapătă, poate nu știu eu să-l călăresc. Nu s-ar zice. Mai lasă semințele alea din de dracului publici. De nicăieri. Am un sac la mine, nu mă despar de el nici mort. Ce îngălțeava asta? Ce aveți de împărțit? Nimic. Capitane, să lăsăm caii să bea apă.
Aha, ce bune! Muiere ne trebuia nou la un astfel de drum. Uiți că i-a născut din București cu trăsura. Nașul ăsta de la Ogrezi e om înstărit? Dar cum? Cu nună botează? La Crăciun și la Paști se umple o grada cu daruri. Care stupi, care butoaie cu vin, care un cupon de marchizet. Cred că are 80 de fii. Cu acela m-au otrăvit încet cu încetul cu arsenic. Într-o zi, două, se chemați popi, o să mă îngropați. Nu e timp, tată, nici de pop, nici de veșnică pomenire. Dar și el a avut parte de o moarte frumoasă, ce să zic. A vrut să fie bogat, s-a îmbogățit în sânge. Te-am chemat ca să-ți încredințez taina pe care de multă vreme o port în mine. Vezi ce face. Ești risipitor, ușuratic, dar banii aceia și odoarele sunt ale sfântului nostru popor. Nu-i nimic dacă aude. Mi-a fost slugă credincioasă. Cu el am adus odoarele din țara Loviștii, pe singurul drum pe care se poate veni de acolo. Tu erai tânăr, mai știi drumul? Cum să nu? Atunci e bine. Uite, scrisoarea asta. O dai numai aceluia care va spune că e trandafirul galben. Parola e cozia. Sculele sunt la moar. Sub râu. Te duci în moroiul. Jurăm că nu o să înstrăinesc ceva, ori să folosești din comoara nației. Jur. N-avea nicio grijă, tată. Dorința ta e lege pentru mine. În privința lor, l-al să fii liniștit. Nu vor decât un singur lucru, să ajungă cu odoarele cât mai repede acolo unde trebuie. Să vă ajute Dumnezeu. Tare și jut și eu să trăiesc clipa asta. Vino. Vino să te binecuvintez. Și acum du-te. Ai să găsești albia râului schimbat. Lespedea probabil că e dată deoparte. Ai să cobori într-un puț și acolo ai să-l găsești pe Fancu. Așa cum și-a dorit. Capcana funcționează o singură dată, nu e nicio primejdie. Și acum nu mai pierde vremea. Locul e pustiu. Sper să nu fi trecut nimeni pe acolo, să fie văzut ascunzătoare. După ce ridici sacii cu odoare, întoarce-te la scoc și mută-i albia. Să nu afle nimeni nimic. Mie adă-mă lumânare și aprinde-mă. Ăsta-i singurul lucru cu care fiecare român pleacă în mormânt. Asta a fost tot. Francioc, vezi cum valiți ca ai urme? Niciuna. Să mergem. Capitane, te mai doare rana? Doare al dracului.
dar nu o să mă lasă dintre atât. L-ai obosit? Nu s-ar zice că n-ai trecut prin de-astea. Privești mai mult la urmele cailor decât în față. Ce vrei să spui? Nimic. Și acum ne întoarcem. Hai, hai da. Ce te-a găsit? Am eu un drum. Hai. Capitane, să știi că ogrăzile sunt în urmă. Nu înțeleg unde vrei să ajungem. În niciun caz la ogrăzile. Da unde? Unde trebuie. Hai! Dumnezeu să-l ierte, se duse și taică-mi săracul. Și acum la treabă. Hai. Rămâi cu bine, femeie. Gata, boierule, încotro mergem. La cuptoarele de var. Ce să facem acolo? Nu era vorba că mergem la ogrezile? Ba da, dar avem acolo niște galbeni ascunși de taică-mea. Voia domnita. Capitane, dacă nu mă înșel ochii, în două ceasuri suntem la Gâltofani. Chiar așa. Cald al dracului. Cald, mie îmi spui. N-am luat o picătură de apă. Ba cum să nu. Bea, moroile, bea că ți-i sete. Adapă-te bine. Da, dar mai sunt și cai. E, cai găsesc eu baltă ceva. Nu le duce grija nouă să nu ne fie sete. Că bine zici, boierule. Adică de ce am fi scos noi o doare de bunătate de ascunzătoare? Unde nici aghiuță nu ducea, ca să le aduci macile. Păi tu n-auzi că mai erau niște galbeni? Păi dacă mai erau niște galbeni, ăia. Nu trebuie ascuns și ei undeva. Nu mai întreba atâtea. Cine știe, multe moare. Cum vrei, domnia ta. Dacă vrei să tac, tac. Uite. Aici, moroile. Intră, sapă cât mai adânc. Parcă e un mormânt. O fi.
Ce ți-i cu bogăția asta? Parcă e un blestem. Cei de-au strâns odoarele au murit. Cei care au îngropat aur aici nu mai sunt. Afară de noi. Tot îngropăm și dezgropăm. Și cu nimic nu ne alegem. Pe bine mai zici. Tare-s gura asta. Și e greu să las. E mai grea ca pământul. În el ne întoarcem cu toții. Ce vrei să spui cu asta, boierule? Nimic. Bac eu gura de pomană. Nici urmă de aur. S-au și toți culii prețioase. Tatăl dumneavoastră spunea că un inel de ala cum a tostat, care am pus noi în saci, face tomoșii. Așa e, Mărâie, așa e. Și ce o să facem cu atâta bănie și o doare? Ce o să facem? O să petrecem nițel. Parcă ziceai că o să cumpărăm puști. Și ceva pământcior pentru sărmani. O să fie și pământcior. Aș mai bea o gură de apă. Ce faci, boierule? Păstrăm dăciunea. Mulți am fost, puțini am rămas. Boierule, de călos te-am știut, de călos ai rămas. Nu semeni cu răposat, boierstrui. Dumnezeu să te pedepsească. Cine-l mormântaș, boier Pană? Unde pleci așa fără judecată? Struzul, ești gata? Călos, de 1000 de ori, ticălos. Taică tu a ținut 20 de ani și mai bine taina și tu ai venit la de-a gata. Ai crezut că ai să fugi cu banii frăției, dar frăția nu iartă. Te-ar fi găsit și în gaură de șapte. Roagă-te cât mai ai zile. Ușurel, ușurel, nu vă grăbiți. V-ați gândit pe unde o să plecați de aici? Tu, Sturzule, știu unde țara loviște, că nu știi. Tu, capitane baron, ce-ai auzit numai de drumul oaselor? Până acum n-a ieșit nimeni viu de acolo. Moroiul care știa drumul, gata, nu mai e. Zbanghiu ăsta nici atât. De muieri, ce să mai vorbim? Ia o să crape prima. Să taci, auzi? Pe spânzuras nu-i bine să-i bați înainte, dar nici să-i lași prea mult să se chinuie. Stai! Are dreptate. Drumul. Niciunul dintre noi nu cunoaște drumul. Mai bine răbdăm de sete și de foame decât să-l lăsăm pe ticălosul ăsta în viață. De ce ții partea, mă? Suntem în mâinile lui, n-avem ce face. Abia acum trebuie să-l grijim ca pe Sfintele Moaște. Mărgelatule, dezleagă-l. Atunci să facem jurămintele. Viața mea pentru viețile voastre. Și cum să te credem că noi să ne vinzi? Suntem legați de aceeași primejdie. În spate Arnăuții, în față chinul setei și al foamei. Ce să o mai lungim? Ține minte, boier Pană. Să nu te afli niciodată în urma noastră, pentru că în clipa următoare ajungi la dreapta tatălui. Pe cai! Când l-ați înmormântat? Ieri. Și boierul cel tânăr unde? A plecat întâi el cu sluga lui Moroiu. Și pe urmă au venit 3 comuieri care s-au luat după ei. Și unde s-au dus? Dar, domniile voastre, cine sunteți? Prietenii boierului Pană Grădiștea, nu vrem să-l ajutăm. Avea ceva cu el? A încărcat niște desaj și a plecat cu ei la cuptoarele de vară. Și unde-s cuptoarele astea? Colo sus, în deal. O să vedeți niște cuptoare arse, negre.
De 4 ani nu mai stă nimeni acolo. Lașule, pun capul că ăștia au luat-o spre drumul oaselor, nu stau pe loc. Capul tău e bun de pus în parc ca să sperie corbii. Mai bine deșală căi și ori ăștia. Rupele șalele și adu-o stava de cai proaspeți. Dacă nu-i găsesc la cuptoarele de var, ne întâlnim la intrarea în defileu. Ai înțeles? Înțeles? Hai! Era pe aici o fântână cu apă sălcie. Ar trebui să ne umplem burdufurile. Hrană aveți? 2 saci cu pâine. Ai uitat? Bun, ce e? Poate găsim undeva pe aici vânat? Nici o grijă. Mâna și ochiul să-ți meargă, că de vânat nu o să duce în lipsă. Cristelnița popii n-ar fi bună apa asta. E bună, că ne mai răcorește. Ce? Și cu asta intrăm în postul mare. Mare-i Dumnezeu, pupăia ștălpile, scăpăm noi și din beleaua asta. La ce te uiți? La podcoave, de acum drumul va fi numai cu piatră. Văd că ai un ciop de oglindă. Poți să-mi-l dai și mie? Pudul mai ești. De unde ai mai scos-o? Ești singurul bărbat care pe lângă pistoale are și un ciop de oglindă. M-a născut mama în Duminica Florilor. Și care-s născuți de florii au întotdeauna ceva muieresc în ei. A trimis saga să vă spun că-i vrea vii. Între ei se află 2 capi ai frăției. Dacă îi omorâți, vor duce cu ei secretul celorlalți conjurați. Una vorbim, alta ne înțelegem. Păi ce ăștia-s proști, ăstea cu deștul în gură? Așa mi-a spus, așa vă spun. A zis să trageți la picioare, să nu cumva să-mi omorâți scoada. Ce-i scoada? Muierea aia care-i cu ei. Asta ar mai lipsi. Voi auziți? Ce să auzim? Necheza de cal. Aia. A ajuns înaintea noastră pe un drum mai scurt. Înseamnă că au ocupat intrarea în defileu. Ce facem? N-avem nimic de făcut decât să forțăm intrarea. 5 contra câți? Și coloc peste pupăză și o muiere cu noi. Dar când s-a salvat, pielea nu era tot muiere? Nu știi vreo potecă, ceva? Nu e nicio potecă. Singura salvare înapoi. Ești nebun. N-ar ajunge imediat. Avem samarele astea cu noi, pe care nu o să le lăsăm nici morți în mâna lor. Nu există decât drumul înainte. Și atunci?
și boier pană! Dați-vă prinși! Aga Vilara nu vrea vărsare de sânge! Aveți și o muiere cu voi! E păcat de farmecele ei! Bă, voi n-auziți? Dați-vă prinși! Nu vă luăm decât sculele și muierea, că i-o fi și ei de atâta drum! Mă, nenorociților, n-auziți? Pătinem în soarele ăsta o săptămână și o să muriți de sete! Nu vrem decât odoarele, că tot nu le mai puteți ascunde! Vă văd ca în palmă! Aga vă iartă și vă dă drumul Slobos, unde veți vedea cu ochii! Ce garanții avem? Vii tu să iei sculele? Când întorc eu calul, voi deschideți focul. Taman bine, când vine Aga, îl poftim să-și ia ploconul gata pregătit. Voi doi cu mine! Faci, capitane, lași pe nebunul ăsta să iau odoarele? Las că știe el ce face. Sranciuc e finul la Găghilar. Pricepuși bine, capitane. Acu-i acu. Unde-i capitanul Baroncea? De ce n-a venit el? Pe tine nu dau doi bani! Tocmai de-aia. Dintre toți eu valorez cel mai puțin. Mă cureți bine, nu? Unde-s odoarele? În spatele meu. Vin de leia, că eu nu pot, abia le-am cărat. Nașule, i-am prins! Care v-ați trimit finul în lumea drepților și te lasă răcurcan de bobotează. Încetați focul. Porniți! Membrii frăției sunt oameni de onoare. N-ai cuvânt lepădătură. Ce spune ție că sunt membru al frăției? Sunt un vagabond, un cavaler al norocului. Puțin mai deștept decât tine și decât nașul tău. Te frică. Și tu, capitane Baroncea, cum de l-ai lăsat să nu-ți țină cuvântul? Pe mine, dacă mă scuipai, te omoram. Mai domol, capitane! Uiți că nu sunt singur. Ai mers pe mâna ăstuia, dar și mâna lui mă obosește. M-ați omorât. Și de ce nu faceți? Mai aveți vreme. Știți bine că dacă îmi dați drumul, o să vă vânesc ca pe iepuri. Nu o să ieșiți vii din defileu. Asta mai depinde și de noi. Hai, pleacă până nu mă răzgândesc. Hai la!
Adăpostiți cai! Apără-te! Cum vrei, nu vrei, bea Grigore, aghează-mă. Am intrat vii, să și vii de aici. O fi trecut de-amiază? Mai e până în seara. Băierule, cât ziceai că facem până în țara Loviștei? Depinde de cai. Nu putem merge decât noaptea. Ziua cine poate doarme. Ai tras o spaimă? Am tras, nașule. Nu mi-a fost ușor. Să nu-mi cer să cruz vreo unul că am văzut moartea cu ochii. Dacă omor pe vreunul din ei, cu mâna mea te ucid. Nu eu îi vreau vii, Bibescu îi vrea vii. Vrea să-i pună la casne, să spună ascunzătorile, lista tuturor conjuraților, bancherii care ajută și omul care le vinde arme pentru revoluție. Pricepi? Pricep. Dar atunci ce facem? Îi lăsăm să treacă cam brânză prin defileul ăsta? Știi bine că e un drum păcătos, din care puține au scăpat cu viață. Știu. Dar atunci noi cum o să-i prindem vii? După trei zile o să termine apa. Ei țin mai mult la viața lor decât noi. O să ne roage să-i izbăvim. Vorbește cu oamenii să tragă în burdufe și să le omoare ca ei. Dacă nu-i fac eu să joace tontoroiul, să nu-mi zici mie, nașule. Mi-e sete. Da și mie, mi s-a uscat gâtlejul. Mă întreb cât o să ne mai ajungă. Tu nu vrei înghițitură? Nu, încă nu. Dă mie. Câte burdufuri mai sunt? Cinci. Dar să nu uităm cai. Fără ei suntem morți. Te descurci pentru neric în defileul ăsta? Nu-i prea greu. De altfel, cai o să ne ducă singuri. Totul e să-i împiedicăm să ne chezi. Încă n-au plecat. Noaptea nu cred să mai putem lovi. Întunericul e de partea lor. N-aș vrea să greșim să omorâm pe vreunul din ei. Auzi, nașule, știi ce aș face eu? I-aș mai hărțui. Bine. Luați-o pe aici printre stânci, unul câte unul, pe unde ne spune Pană. Apoi legăm copitele cailor ca să nu fim auziți. Pană, tu pleci primul. E rândul tău, soldule. Ce frică singură? Până acum încă nu mi-a fost. De acum încolo o să vă fie vouă. Am să plec ultimul. S-ar putea să părăsească creasta, să ne iasă în față sau să ne atace pe la spate. Am auzit bun și văd foarte bine pentru întuneric. Tot nu-mi spui de ce ai stat închis la Telega? Să rămână că tot din cauza unei muieri. Dacă vrei. Murite, Isturzule. Ne așteaptă. Cel mai șirez decât credeam. Culcă-te mai bine. Cine face prima strajă? Fac eu, că tot nu-mi e somn. Dă-mi puțină apă să mă scol. Apa e pentru cai, rapdă. N-ai știut niciodată cui să ceri un favor, ia. E din burduful meu.
Sunt ca o cămilă, beau puțin. Ție nu se frică de azi păcreastă? Ce vrei să zici? Nu-mi place, capitane, să cam oblin titrana asta. Ai căldură? Vă las eu tocmai acum când aveți nicio lumânare. Urâtă rană. Mărgelatule, dă-te aproape. Ia privește. Ține. Arde la vârf. E gata. Capitane, strânge din dinți. Ce vreau să fac și unde am ajuns? Nu înțeleg. Nu înțelegi? Pentru tine luase modoarele. Vrei să spui că mi-ai fi luat iatul de la Viena? Da, cum, mă știi că-s mână spartă. Păi uite că acum nu se mai poate. Ți-au luat jurământul, trebuie să ne scoți pe toți de aici. Și jurămintele astea, unele se țin, altele nu. A doua oară, nu te mai iartă. Sunt oameni militari. Dacă fac socoteala unui dogit, struzul dacă le mai repede, celălalt e mai al dracului cine mi-l-a scos în cale. Ce vrei să spui? Lasă că aflu eu până la urmă ce e și cu asta. Dacă te-ai gândit tu mai bine, noi amândoi. Ei luptă pentru o cauză, odoarele pentru care își riscă pielea nu vor fi niciodată ale lor. Vor să cumpere arme pentru frăție. Frăție? Cine știe ce scopuri mai are și frăția asta? Tu vorbești așa? Pai că toți nu bani ascunși ani de zile. A trăit numai cu pâine și sare ca un sfânt și tu... Nașule, gata. Eu nu mai am răbdare. Așteptăm ca mortul cu ăla cu ei umblă noaptea și ziua nu e lași să luăm mâncătare. Adică tu crezi că eu n-aș vrea să termin mai repede, să pun mâna pe sculele de aur, să-i pun picioarele pe frigare, să-i fac să spună și laptele care l-au suc de la mama lor. Lasă-mă măcar să le sperii că ai. Sperii. Dă-mi arma. Luați vârdufurile, iute! Acu ce mai bem, ha? Mai știi tu vreun izvor până ieșim de aici? Pe drumul oaselor nu-i niciun fir de apă. Și atunci ce facem? O să bem cu țiruita. Mai avem trei, dar sunt de jumătate goale. Apa trebuie mai ales cailor. Nu avem ce face. Nu mai sigur pe creastă să-i sporți căfârlia. Stai liniștit! Și muniția asta trebuie folosită cu cap. La noapte luăm șeirii de pe caii morți și muniția arnăutului care ne-a picat de sus. Ce mai fi?
Asta ne așteaptă și pe noi. Mai bine ne-am dat prinși. Să nu te mai aud vorbind așa că te pun jos. De aici nu ieșim decât cu picioarele înainte. Moșești atât. Ai găsit ceva? Câteva butoaie cu pulbere. Haideți. Nu mai rezistă mult. Apa li se termină. De mâncat n-au ce mânca de căscaeți. Caii li se prăbușesc, o să mă roage ei să izbăvesc. Încă puțin și... Noaptea asta au luat căruța aia cu covintir. Și ce au găsit în ea? Praful de pe tobă. Ce puteau să carenea niște amărâți de grăniceri rătăciți pe drumul oaselor? Ce au căutat, au găsit. Nebunii ăștia însă... Cât îi mai lăsăm? Iar te grăbești ca fata mare l-a măritat. Mai bine trimit o ceată de Arnăuț să-i întâmpine la ieșirea din defileu. Cu flori. Bine zici, nașule. Hai, încălecarea! Orătenie fi și tu. Orătenie, ca toate orătenile. Și numele ăsta, de unde l-ai luat? Auzi, Mărgelat? Nume. Ca toate numele. Mi-a spus oamenii că a stat în ognă pentru o muiere. Da, și ce e rău? Ești așa libov? Voi fi fost. Dar acum... Nu mai ești nici tu așa tânăr. Nu mai sunt, ce-i drept. Dar nici pentru tine nu bag mâna în foc. Spune, ai fost tocmite să mă iscodești? Da, de unde? N-am ce face, drumul e lung. Apă n-avem, mâncare ioc. Ce te vaiți? Că nu mor de foame. Are cineva grijă de tine. Ce vrei să spui? Acum nimic. Dar ia aminte. Spune boierului tău că dacă mai fură noaptea apa din burdufele cailor, îl împușca pe un câine. Dacă n-am făcut-o, că ți-a dus ție să bei. Și asta ca bărbat, înțeleg. Ajunge. Cum îți ard ochii. Se vede că nu dormi niciodată. Cum să nu? Dorm și eu. Numai că eu dorm de-am picioarele, cum dorm caii. De altfel, când treci prin multe, te gândești că de dormit, o să ai timp să dormi în viața de apoi. În asta... Dar între noi cum ai nimerit? Simplu. Treceam prin târgușorul ăla puturos de București, m-am oprit să beau un rachiu de anason și am intrat în belea asta. Cum? Tu nu faci parte din frăție? Asta cu ce să mănânc? Atunci ce cauți omul între conjurați? Așa mi se întâmplă mie. În Transilvania m-au prins austriecii, m-au luat cu arcanul armată, am făcut șmotul vreo 5 ani de zile, am dezertat. Pe graniță erau să mă prindă rușii, să mă trimită la urmă. Dar le-am tras clapa. M-am trezit la Galați, am furat cai. Am transportat grâne pe Dunăre, m-au prins turcii la Belgrad și m-am pomenit la Stambul în beceri. Când m-am mai descurcat, am vândut arme la rebele din Egipet. Ba, am ajuns un fel de prinț de Rodos. Sau cel puțin așa spuneau niște nebuni cu care m-am bătut pe o insulă plină de mori. Unde eram un fel de pașă, ce vremuri.
Băteam din palme, veneau robii cu salam aleikum. De femei, ce să mai vorbesc? Nu te lauzi? De ce m-aș lăuda? La ce mai folosești? S-ar putea ca în câteva zile să stau cu floarea în gură. Dar despre dumneata nu spui nimic? E... După câte știu, ai jucat la sala Bosel. Da. Parcă așa spuneau ăștia. Ce fel de viață mai fi și asta? E o viață. N-ai avut părinți? B-am avut. Tata era un bețiv, a jucat faraon. Era negustor bogat la Brăila. Avea niște silozuri. Veneau capitanii de vas cu șapca în mână să-i ceară credite. Eh, ce folos. Era muieratic. Sperea câte o săptămână nu se mai întorcea. Ce-ți povestesc cu țuița lui toate astea? Păi mai ușurez. Omul când are ce mânca și ce bea, își mai dă și el seama. Mama plângea într-una. S-a stins ca o lumânare. După aia a murit și tata. A fost împușcat la un joc de cărți. Am rămas singur. M-a luat un unic la el. Aveam 12 ani, dar păream de 14. Într-o noapte a dat năvală peste mine și m-a spurcat. Am fugit, am vrut să mă arunc în Dunăre. M-au găsit niște ambulanți de ăștia cu teatru. M-au pus la șmotru. M-am amorezat de un actor bătrân. Cam asta, viață. Azi într-un oraș, mâine într-altul. Mi-a plăcut. Dar cu boier pană ce? Boier pană, parcă numai el a fost. Toată lumea te vede îmbrăcată, ferchezuită, dansezi în lumina fanalelor, arăți ca o zână. Dar ce-i în inima ta, ce putregai, mai sufletul tău știe. Nu te mai uita cu ochii ăștia la mine, că tot nu mă citești. De ce crezi că mă uit la tine ca să te citesc? Are cine să te citească. Te părea rău, ai? Râul măsii. Mă rog că am pus burdufurile în căruță. Nu-i nimic. La noapte să-l tăiem și să avem ce mânca două zile. Ori ție nu-ți place carnea de cal. Între noi mai bine să mâncăm calul. Scai mai avem. Nu mărei, că doar nu-s prea mulți. Cu ei sau fără ei, tot un drac. Eu zic să ne oprim. Cai să ne mâncați, aveam merg. Apa nu le-a ajuns pe ziua de azi. Puțină hodină nu le-ar strica. Văzuți ceva, capitane? Ne oprim. Cine rămâne de strajă? Eu. Dormiți și voi, că somnul ține de foame. Storzule, vezi că mai avem apă pentru o zi și jumătate. Ce-a rămas pe fund în burdufurile alea de lecailor? Pentru voi am oprit eu o plosc. Hai! Tot boie rămâne. Slab de țesână. Nu știi să înduri. Dacă te vedea baron, ce-a zbura creierii. De ce nu dormi? Să fii urât? Nu mă lasă creierii, țărâia secetă. Trebuia să fiu la Viena. Să-mi cânte lăutarii, să petrec. Ha? Ce nebunii puteam face. De ce nu ești? Fiindcă ai apărut tu, piazărea. Dar tot o să ajung eu odată și odată. Știi că pe acolo, pe al de noi, tineri zvăpăiați ne duc cu trăsura la care se înhamă. Ne poartă prin tot orașul. Ne scaldă îmbrăcate în șampanie. Și ne iau niște ghiuluri, de nici nu te poți uita la ele. Bine că mi-a dus să-i aminte. Tu ai văzut vreodată cei insacii ăștia pe care îi păzim ca pe ochii din cap? Ce-i drept, nu. Și n-ai așa vreo pornire?
Dacă nu s-ai mei, tot un drac. Nu înțeleg nimic. Ce cauți tu în toată tevatura asta? Știu eu. Parcă ți-am mai spus povestea asta odată și tot n-ai priceput. Vorba maică-mii. Bani ai dat, urs ai căpătat. Abia se mișcă să cadă în picioarele și ea stau cu plumbii pe țeavă. Gata, aici ne putem să scoase. N-ai înțeles, boierule, că ăștia ne vor vii? Capitane Baroncea, predă-te, n-auzi? Măi, oameni buni, aruncați armele, că nu mai ieșiți întregi. Câini turbați, o să vă prăjim de vii! Ți s-au răcut viața, finule. Cureaua asta are să-ți facă scuipat. Carnea de cal s-a împuțit din cauza soarelui. Ține, capitan. Tăi muieri, ea e mai slabă de înger. Nu înțeleg de ce ne încăpățânăm atât. E limpede că ei ne așteaptă la ieșirea din defileu și noi numai de ruptă nu mai suntem buni. Să te ferească Dumnezeu de curajul disperatului, boierule. Și aga ăsta nu-i crescut lângă fustele mumăsii. Cunoaște din toate câte ceva. Sunt mai mulți ca noi, bine hrăniți. Ne vor prăpădi. Ai început să te pierzi, Turzule. Ce-i? Pădure. Simt o boare de vânt. Înseamnă că ieșim la loc deschis. Boiar Pană, nu cumva ne-am apropiat și nu mai știi dumneata? Nu mi-aduc aminte, s-ar putea ca eu să fiu uitat. Mare noroc am avea. Știi să citești brav? Au trap de cai. Nu ai urez? Ascultați-mă pe mine. Bate vânt dinspre pădure. Aerul nu mai e uscat ca înainte. Ce vânt? Nu bate niciun vânt. V-am spus, simt un miros de pădure. Ce pădure? De unde pădure? Vine de departe un miros de brad. Mai urează, nu simt nimic. Nici eu. Mi s-a fierbântat capul mai mult decât mie. Ascultați-mă pe mine. Am trăit prin păduri. Am stat ascuns. Știu cum miros ciupercile și mușchiul de pădure. Dar cel mai bine, tot la vânt mă pricep. Dacă bate, îl simt și în mormânt. Mâine în zori ieșim din defileu. Francioc? Da. Ia-o înainte și vezi dacă oamenii sunt la locurile lor. Arosteniți, dar se vor bate ca niște câini hăituiți. Atunci cum rămâne? Tot noi omorâm? Îi vreau vii. Iar dacă vreun prost trage, măcar unul, doi să prindem întregi. Pe Baroncea și femeia. Ai înțeles?
Rămâneți pe loc. Nu înțelegeți că s-a terminat cu voi? Predați-vă! Aga Vilara vă lasă în viață! Ce mai așteptați, turbaților? Aveți o muiere cu voi, nu vă e milă de ea? O baricada drumul. Măcar ei dați-i drumul! Nu o să-i facem nimic! Dacă vrei, ești liberă. Ai auzit, îți cruță viața. Dacă am îndurat până aici, rămân cu voi. Boier Pană, contez pe loialitatea dumitale. S-ar putea să mărim cu toții, dar poate scapă careva. Și cel care scapă trebuie să ajungă la gatrul ușul și să predea odoarele unui trimis. El se numește Trandafirul Galben. Ai o scrisoare de la Boier Stroie, dă-mi-o. De unde știm noi cine e Trandafirul Galben? Înainte de asta, apropiați-vă și jurați. Jur să nu mă odihnesc până nu se face dreptate țării. Jur să nu mă odihnesc până nu se face dreptate țării. Jur să simt taina conjurației. Jur să simt taina conjurației. Jur să plătesc cu viața dacă voi trăda. Jur să plătesc cu viața dacă voi trăda. Acum că ne aflăm în fața morții, Boier Pană, te dezleg să spui secretul și parola pe care ai aflat-o de la Boier Stroie Grădișteanu. Cel care va primi odoarele va trebui să spună înainte cozia. Și acum ascultați ce avem de făcut. Treci dincolo. Să fii cu ochii în patru, înțeles? Thank you.
însă singuri. Așa a fost să fie, finule. Te-a tras ața să mor de mâna lui. Ifrim, fugi în garnizon și aduntăriri. Noi le luăm urma. Deși în munți o să fie mai greu să-i prindem. Unde zicea capitanul Baronce că trebuie să mergem? La gaterul neamțului Schulz. La dracu, cine știe unde e gaterul ăsta? Eu. Parcă spuneai că nu cunoști locurile astea. Ori ți-a suflat capitanul în gură înainte de a-și da duhul. Pentru unul care a bătut țara în lung și în lat, nu-i mare lucru. Și atunci unde mergem? Uite acolo. În vale e un râu care îi zice Apa Sâmbetii. Apa Sâmbetii? Chiar așa. Nu-mi place numele ăsta. Nici mie, dar așa îi zice. Și că acolo ar fi trăit niște oameni care orice ar fi făcut, totul îi se ducea de râpă. Frumoase locuri. Te va ajunge mai repede la neamțul ăla, că am putrezi hainele astea pe mine. Abia mâine o să ai plăcerea asta. Ce ai spus? Adevărul. Gaterul e sus pe munte, aproape de graniță. Tare sunt curios. Cum arată omul ăla care vine să iau odoarele? Cine știe ce pricăși de nu dai doi bani pe el. Și totdeauna taman cei pe care nu dai doi bani, ăia fac cele mai ascunse lucruri. Dar tu de unde știi? De la viață. Pe cât am umblat eu prin lume, am întâlnit fel de fel de oameni. Voi auziți? Ce tot asculți acolo? Ar trebui să ne pierdem urma. Ce credeți, că bală s-a sfârșit? Aga ăsta nu se lasă cu una cu două. Dacă aș fi în locul lui, până aici aș fi venit. Oricum, e singurul drum. Știu eu un loc unde e bine să noptăm. Haideți! Bine v-am găsit. V-am adus oaspeți. Dar unde e Ilarion? E cu bivolii la păscut. Aha. Macarie, pune laptele la fiert, că suntem flămânți. Sofronie, pregătește ceva de alegurii. Ține. Bună mă liga și laptele asta. Uitați-mi cum se trăiește omenește. E tu, taică-miu săracu, așa s-a canonit toată viața, numai cu lucruri simple. A strâns, a pus deoparte și a păzit. Dar întotdeauna comorile stau cu o grămadă de morți. De-aia se spune că noaptea deasupra comorilor iese o flacără, aia e sufletul morților care arde veșnic. Oare așa să fie? Păi cam așa i-a fost o socoteală. Mai întâi au murit oștenilor Tudor, pe urmă l-au tăiat pe el.
Taică meu a omorât și el vreo trei pe drumul din țara loviștii până acolo, din Câltofani. Nici mie nu mi-a spus să ne îngropase odoarele decât în ceasul morții. Fancu a vrut el să pui mâna pe sculele astea. De mine ce să mai spun? L-am trimis pe lumea elaltă, pe Moroiu. Dar ăla măcar era un prost și un hoț. Crezi că a fost singurul hoț din țara asta? Și aia de muriră cu noi parcă nu stau acum în cerul și ne privesc și se gândesc așa ca proștii. Deci o fi ducând ăștia atâta bănet unui necunoscut. De unde știm noi că trandafirul ăsta galben are niște ghim cât niște țepi? Auzi să ducă bancherului Burhard odoarele la Sibiu. Și dacă șarpelele cu 1000 îl mușcă și pe el de inimă. Ce zici, mărgevatule? De. Dar tu, Agato, ce zici? Străine, ce zici dacă am face o împărțeală cinstită? Scrisoarea de la taică-mea tot nu mai avem, a dispărut odată cu capitanul. Cum adică? Păi dacă facem o socoteală, noi ar fi trebuit să fim morți de acum. Puteam să pierim de sete, de foame sau de focurile arnăuților. Dar uite cât Dumnezeu drăguțul a vrut să trăim, să fim vii și să ne bucurăm de viață. Eu nu-ți ascund că am mai vrut o dată să fur odoarele astea și să mă duc în lume. Îmi place să trăiesc, să joc cărți și să privesc femeile. Destul a suferit taică-mea pentru frăție. Și mai e un lucru. I-am promis muierii ăștia că iau un teatru la Viena. Și eu când promit nu mă mai joc. Frumoase gânduri, boierule. Dar nu înțeleg. Parcă e jura capitanului Baroncea. Baroncea e mort. Ce știe el de jurămintele noastre? Scurpe doi. Împărțim odoarele frățești și fiecare între ale lui. Ha? Ce zici? Știu eu. Mă gândesc mereu la morții și e păcat. E păcat, ce e drept, dar morții cu morții și vii cu vii. Asta așa e. Eu mă mai gândesc. Că noaptea e lungă și poate... Sub comori, ei? O erpană, scârnă-vai fost, scârnă-vai să mori. N-ai cuvânt. Noroc că pe bietul taicătul ăla la Dumnezeu, că altfel omorai cu mâna ta. Fă-ți cruce. Iartă-mă! Iartă! Am să fiu credincios toată viața! Slugă! Să mergem. All right.
ziua, neamțule. Bine te-am găsit. Mărgelatul! Câte ceasuri să fie? Vreau 5 după masă. Dar de unde veniți așa încărcați? Cu niște saci de poștie și cu niște odoare pentru o biserică de la Sibiu. Că nu te-ai fi însurat, că te văd cu o muiere. Mai știi, se mai întâmplă. Nu e pentru cine se pregătește. Păi atunci Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cum știu eu. Dar trebuie că veniți de departe, că sunteți tare strochiniți. O săptămână de drum. Așa că poți să încinci cărămizile alea de la baia dumitale, să ne faci o apă fierbinte ca să mai dăm rapănul de pe noi. Dar cum nu, că dumneata plătești bine, te cunosc eu. Și o să facem și o țâră de pită caldă și o să vă punem în față și niște slănină dată prin boia și vreun pui la ceaun, că trebuie să fiți tare flămânți. Mai e careva pe aici? Săpinare, vin abia mâine dimineață, că-ți duci la o nuntă. Dar de ce n-ați dezlegat caii? Să vin eu să vă car sacii de poștie. Nu-i nevoie. Mai bine încălzește apa aia mai repede. Îi duc eu sus. Și așa e destule pe cap. No, bine. La ce te uiți? La nimic. E pe aici, pe aproape graniță? Ba da. Dacă te urci pe pluta aia, ajungi tocmai în Transilvania. Acolo duc ei buștenii. Frumoase locuri. N-aș mai pleca de aici nici moartă. Și când spuneai că trebuie să vină omul acela? Cine? Cum cine? Trandafirul galben. Știu eu. Trebuie să-l așteptăm aici. Poate o fi și venit. Așteptăm să se arate. Și cu scrisoarea ce facem? Simplu. Tu nu bei? Beau, cum să nu beau? Numai că vinul ăsta trebuie descântat. Dar de ce nu ia să s-a jos? Că aici la noi nu se fură. Corespondența secretă a Imperiului nu se lasă așa oriunde. Am înțeles. Din momentul ăsta am tăcut. Mormânt. Vă plac bucatele? Nici la curtea împăratului nu se mănâncă așa. Vă mulțumesc. O vorbă bună de la o femeie frumoasă valorează mai mult decât o plată bună. Și acum Șulțe cam duce să se culce. Mâine are treburi dis de dimineață. Focurile vi le-am aprins. Băgați-vă sub mița aia și când o fi la botez, tot pe Șulț să-l chemați. Poate să fie orice. An să-l cheme. Nu ești atât de bătrân decât te lăudai. Iar începi? N-ai auzit ce i-a ieșit pe gură nărodului aluia? Și dacă o să fie muiere, a? Nu trebuie să te iei după gură, neamțule. Și care răsplata voinicului? Thank you.
Prea târziu. Mi-a scăpat la o bătaie de pistol. Înconjurați gaterul, vreau să-l prind cu mâna mea. Cată să ajungi la graniță înaintea muierii. Dacă ți-e greu să o arestezi, fă-n așa fel încât să nu treacă dincolo. Până aici femeia a fost iscoada mea. Ce dracu fi apucat-o. N-ai plecat? Sunt trandafirul galben. Cozia.